Vreau să fac o smântână vegetală, de data aceasta din cajou, am încercat mai multe variante, însă cea mai gustoasă și, din punct de vedere nutritiv, mai valoroasă este cea din cajou. Pentru aceasta neapărat trebuie să fie cajou crud, pe care l-am hidratat cel puțin 4 ore. Eu, sincer, pentru a obține un probiotic mai intens, să fermenteze, să apropie cât mai mult de gustul original al smântânei, cea pe care o cunoaștem din lapte de vacă sau de capră, mai apropiat de cea de capră, este foarte important să fie hidratat mai mult de 4 ore. Și eu am lăsat 12 ore, da? Peste noapte, ca să se formeze la suprafață probiotic în plus, din sursă proprie. Da? Bun, l-am hidratat, o să folosesc un blender. Pun totul în blender, început. Am avut o variantă de cajou, bob întreg, da? Sau feliat, cum găsiți, nu e important. Ce este important este să fie cajou crud, da? Să nu fie prelucrat termic, ca să poată hidrata și să nu aibă, bineînțeles, surplus de sare. Am așezat cajou în blender, o să folosesc pentru început puțin lapte de soia de această dată, pentru că nu am avut cantitatea necesară să fac lapte de cajou, dar buchetul de arome este mult mai complex. Mi-e place mai mult așa decât să fie gustul 100% doar de cajou. Da? De multe ori fac umidale, le combin. Aici se poate juca fiecare cum își dorește. Ține de creativitatea fiecăruia. Da, exact, exact. Da, mie îmi place să combin gusturile. Am învățat în bucătărie să fac lucrul ăsta și mi-e foarte drag. E ca și, mă tot văd acum atât de posteri cu parfumuri arăbești. Ei, cam așa este și în bucătărie, adică un buchet imens de arome și iese în evidență cea pe care o dorești până la urmă. Ok, o să blendăm. Este foarte important să obțină o pastă cu consistența pe care am dorit eu la smântână. Acum, având în vedere că o să pun probiotic natural obținut în urma fermentării de 12 ore a cajoului, o las puțin mai lichidă, pentru că, având în vedere că va sta undeva la 17-20 de grade pentru cel puțin 12 ore în vasă de sticlă, va intra în fermentație naturală și se va îngroșa. Da? Bun. Este foarte important să adăugăm fulgi de drojdie, pentru că e o sursă foarte bună de proteină, ajută metabolismul și ajută foarte mult flora intestinală în procesul de digestie. La cantitatea pe care o am eu, o să pun undeva cam la 2 linguri, mi-e suficient. O să pun și puțin sare după gust. Să știți că eu folosesc de regulă sarea de Himalaya, are un parfum mai plăcut și nu are atât de multă piatră. E un pic mai curată, să zic așa. Mi-e dragă, chiar dacă nu e din partea locului, dar m-am îndrăgostit de ea. Mai blendăm puțin. Probioticul, pentru a-și începe mai repede acțiunea, l-am ținut 4 ore cu laptele pe care l-am obținut. Da? Deci probioticul se poate lua și din pastiluțe, da? Trebuie văzut care din ele sunt cele potrivite. Acum în magazinele de specialitate cu produse naturiste este probiotic controlat și e în regulă, dar putem găsi și în farmacie. Ar trebui văzut care se potrivește organismului nostru, dar ca să fie unul care se potrivește la toată lumea, indicat este să cumpărăm un probiotic care e special pentru produse vegane din lapte vegetal. Dar ca să intre mai repede în acțiune, l-am pus în lapte și am ales probioticul, așa cum cred că am mai specificat, au stat 12 ore aproximativ la înmuiat cajou, s-a făcut o spumă groasă deasupra, toată spuma respectivă, am cules-o, am dus undeva laptele la un 40 de grade temperatură, am adăugat probioticul și l-am lăsat să lucreze, să își facă treaba. Asta se adaugă ultima dată. Sincer, eu să vă spun, bucătăria nu prea merge pe timp, așa. Putem să spunem aproximativ 4 ore. Acum, dacă... Nici pe vremaj.
Da, și nici pe gramaj, nu un bucătar adevărat sau o gospodină care iubește ceea ce face, nu folosește gramaje, folosește sufletul, se orientează, nu că în familie unul mănâncă o ciorbă, mănâncă două castroane de ciorbă, altul două bucăți de friptură și atunci te orientezi așa după. Iar în ceea ce înseamnă gustul, eu am prins o chestie foarte faină de la șeful Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din România, pe când eram și eu în sistem. Și i-am pus o întrebare că mi-a dat carnetul de membru și zic că dați-mi un sfat. Sunt la început de drum, deja lucram de 4 ani, dar îmi plăcea foarte mult creația și dați-mi un sfat. Spre ce bucătărie să mă orientez, ce condimente să folosesc, suntem totuși români, dar avem și tangență cu spațiul internațional, în România se cere și din spațiul internațional, dați-mi sfaturi, așa, în mare. Și zice, băi, nu-ți dau decât un singur sfat, dacă vrei să fii bucătar adevărat, te duci la piață, chitit, cu 4 ingrediente sau 6 ingrediente, să creezi o rețetă. Nu le pregătești de acasă, te duci în piață, ce-ți face cu ochiul, știi ce ai de făcut, știi care se pot combina între ele, doar intră în piață, alege 4 ingrediente și fă cel puțin 2 preparate. Și înseamnă că ești bucătar. Păi da, dar gramaje, cantități, chestii... Nu, nu ai nevoie de așa ceva. Ai nevoie doar de relația ta cu natura. Miroase plantele, simte-le, zdrobește-le mână, vezi dacă o să-ți dea ceea ce tu dorești și cu dragostea ta, cu mâinile tale, o să le pui în valoare. That's it. Simplu. Da. Eu am terminat pe partea asta. O să pun smântână în vase de sticlă neapărat, pentru că am un mecanism. Am o cutiuță specială, iaurteră, îi spune, în care fac eu iaurturile. Chiar ieri mi-am făcut iaurt de soia cu migdale. Are undeva la 20 de grade, da? Și se pot regla orele și se face foarte bine. Altfel, pentru cei care nu dețin un astfel de aparat, se poate pune smântână în acest moment neapărat în vasă de sticlă și undeva pe calorifer sau undeva unde să bată soarele controlat. Adică acum deja intrăm în vară, e cald. Să fie undeva, avem aeroterme sau aer condiționat, dar să fie undeva la 20 de grade, 17-20 de grade. Pentru 12 ore o să fie numai bine. De ce neapărat de sticlă? Își schimbă proprietățile. Sincer, amănunte pe partea asta nu cunosc. Dar plasticul conține substanțe care nu sunt potrivite. Eu am început încet să elimin, dar vasele de sticlă într-o bucătărie mare cu multe e destul de costisitor. Dar treptat vreau să elimin plasticul din tot ce înseamnă bucătărie. Îmi place foarte mult smântâna aceasta, o să vedeți în momentul în care o să facem ciorbe de post. Dă o savoare foarte faină ciorbe de post. Mi-e foarte mulți credincioși, doamnele în special, mă întreabă de rețete din perioada postului, pentru că ce noi facem acasă, ciorbă de fasole, ciorbă de cartofi, ciorbă de lobo, de s-a cam terminat și o facem, le tot rotim din două în două zile. Altceva... Și să fie și mai... Copiii mei nu vor să postească pentru că nu e mâncarea gustoasă. Nu știu să o fac. Dar uite, cu mici secrete de genul ăsta putem să facem altceva bucătărie și nu este greu. Acum, de asemenea, dacă nu avem astfel de aparate la îndemână, sunt alte posibilități. Se poate cajou ține undeva la 20 de ori la hidratat. Se poate zdrobi efectiv ca și piureu, trecut prin sită. Sunt modalități, da? Putem să obținem o astfel de smântână și un picuț mai simplu pentru cei care nu au posibilități. Nu sunt dotate bucătării la un alt nivel. Primesc foarte multe mesaje. Eu momentan studiez asistență medicală și sunt la Iași și lipsesc mult de acasă și primesc mesaje. Am fost acasă și am mâncat o ciorbă, dar nu e cea pe care am mâncat-o când am fost la hram. Păi zic, sunt alți bucătari, da? Nu, eu nu sunt acasă, dar se vede diferența. Deși părintele Mina, care a preluat el bucătăria în ultima vreme, gătește fantastic de bine. E chiar minunat. Dar el acum se formează în bucătărie, eu am bucătăria în sânge și altfel
combin ingredientele, cumva și altfel mă raportez la viața din bucătărie. Da. Eu folosesc pentru procesul de fermentare al smântânii o iaurteră, o tieră. Dacă nu aveți, se poate foarte bine undeva pe calorifer sau undeva să fie la căldură, în bucătărie de regulă. O să programez, o să undeva la 12 ore. I-am dat start, după 12 ore ea va fi acrită și e numai bună de consumat. Se poate consuma și ca tare, așa cum obișnuim cu smântână de vacă. Însă mie îmi place foarte mult să o folosesc pe lângă faptul că o pun la ciorbe sau la un stufat, la ceva mâncare scăzută. Îmi place să fac dressing-uri cu ea, pentru salate în special. Smântâna de proveniență animală poate fi problematică, în special legat de faptul că nu avem un control 100% a hranei cu care se hrănesc până la urmă văcuțele și pot să ia tot felul de bacterii din iarba pe care o consumă și atunci cei care au și probleme cu lactoza nu accept organismul lactoza, este indicat să meargă pe partea de smântână vegetală. Dar din punct de vedere nutritiv, smântâna vegetală este mult mai bogată în fibră, în proteină, are cel puțin asta pe care o facem, am făcut acum de cashew, are B12, B6, are magneziu, are calciu și asimilabil. Smântâna de proveniență animală, din păcate, nu este asimilabilă și pentru că nu conține probiotic, ar trebui noi să consumăm probiotic pentru a nu distruge flora intestinală. Deci, mare atenție cu smântâna de casă folosită moderat, adică undeva la 100 de grame pe zi, în ziua în care avem deslegare la produse de proveniență animală, e mai mult decât suficient. Dar dacă suntem iubitori de lactate, putem să ne educăm gustul în așa fel încât să ne producem propriile noastre produse lactate, vegane și să avem o viață sănătoasă și frumoasă. O altă variantă de smântână foarte potrivită pentru cei care vor un gust mai discret de smântână. Am cunoscut foarte multe persoane care se plâng de faptul că gustul smântânii e foarte pronunțat, ar vrea ceva mai delicat, cum ar fi smântâna dulce pe care o cunoaștem noi, extrasă din smântâna fermentată. În zilele de post, pentru astfel de variantă, recomand o smântână făcută din orez. Pentru aceasta am ales un orez de sushi, țin foarte mult la asta, pentru că are bobul rotund și e lipicios, astfel încât să-mi dea textura pe care o doresc. Însă se poate face și cu un alt tip de orez alb până la urmă, însă îl recomand pe acesta. Sau în cel mai rău caz, un orez basmati. Tot așa, l-am fiert foarte bine, l-am lăsat să răcească, îl pun în blender. Asta o să fac mai puțină, că nu am nevoie decât pentru o singură rețetă. Asta am și această variantă. Laptele de soia. Și uite în drumul. Programăm aparățelul. Eu de nevoie am ajuns să studiez lucrurile acestea. Am gustat în bucătăria franțuzească. Acolo am văzut multe preparate de proveniență vegană pe care foloseau în patiserie, în mod special, ca să obțină anumite gusturi speciale. Nu pot să zic că m-am legat de ele, dar în momentul în care am ajuns să am probleme de sănătate și să caut o rezolvare pentru ele, mi-am amintit și am început să studiez. Și am stat, sincer, cred că pot să zic sute de ore, dar mult. Pe internet în prima fază, până când am descoperit librărie online cu cărți dedicate, da? Cu preparate vegane și am început să testez. Nu întotdeauna ți-ies de prima dată, acum cu toată experiența de bucătar, vă spun sincer că unele rețete abia a doua sau trei oară mi-au ieșit, pentru că n-am avut tangență cu acest tip de ingrediente decât în patiserie, dar nu prelucrate în prealabil ca să obțin o pastă și cu ea să combin altă pastă și să fac știu eu ce chec. Nu am făcut asta decât le-am consumat așa brut.
Și din curiozitate am ajuns din aproape în aproape să testez tot felul de brânzeturi și mai multe tipuri de lac, de lactate și iaurturi și chefir, smântâne, iată. Na. Și l-am introdus în bucătăria de post, pentru că am văzut cât este de importantă ca mâncarea să fie totuși primitoare. Că degeaba are acolo tot ce trebuie până la urmă, adică știu, legumele, soia pe partea de proteină și roșiile din grădina bunicii sau din grădina noastră și uleiul uștean, tot ce punem noi acolo. Având în vedere că suntem români și ne place foarte mult mâncarea gătită bine și să arate foarte bine, am zis de ce să nu ne jucăm și în posturi, un pic altfel și chiar sănătos. Adică tot ce conține o brânză vegană sau o smântână vegană, nu, din păcate nu putem să luăm dintr-o smântână sau o brânză normală, de băcuță sau capră sau oaie sau orice altceva. Și în postul mare, în postul Crăciunului, când e nevoința mai mare, suntem mai solicitați, mai multă slujbă, oboseală mai mare până la urmă. E nevoie ca alimentele să fie totuși mult mai, mult mai consistente. Și m-am uitat în viața monahală, noi suntem foarte preocupați de urcușul nostru duhovnicesc. Nu avem pasiune, nu trebuie să mâncăm neapărat mai bine sau mâncarea să fie cochetă, să arate cumva, să nu avem problema asta. Noi avem problema legată de ce luăm din ceea ce consumăm. Pentru că avem nevoie de energie, avem nevoie de o minte clară, avem nevoie de vitalitate, pentru că avem multe ascultări. Viața de mănăstire este solicitantă și cred că la asemenea este și pentru dumneavoastră care trăiți în lume, cu job, cu copii, cu stresul societății, cu toate. Da? Dacă nu ne hrănim sănătos, ajungem să dezvoltăm diverse patologii și din aproape în aproape ajungem să depindem de medicamente și de spitale și de medici în condițiile în care am fost creați perfecți. Și tot ce avem nevoie pentru ca organismul nostru să fie în deplinătate în legătură cu Dumnezeu, prin revelația naturală, totul este în jurul nostru. Nu avem nevoie de pastile, de nicăieri. Trebuie doar să gândim, să dăm frâul liber imaginației și să ne hrănim, e foarte important, cu produsele pe care le găsim în area în care trăim. Că suplimentăm cu o smântână de orez, cu o smântână de cașu, ăsta este un alt aspect, e până la urmă să amplifice valoarea nutritivă a preparatului pe care noi îl facem. Dar legătura cu pământul, cu sângele din care ne-am născut, este fantastic de importantă. Okay. Smântâna de orez nu are grăsimi. Da? Smântâna de caju, dacă ați hidratat caju, ați simțit că lichidul este uleios. La orez nu avem aceeași poveste. Ca tare, pentru a avea o consistență cremoasă, eu folosesc ulei de măsline. Și treptat, în timp ce se blendează, vin cu ulei de măsline. Dacă este să vorbim de rețetă, cred că aș putea să spun așa undeva la 200 de grame de orez fiert, ar trebui 2 linguri de ulei, adică undeva la 30 de mililitri conține o lingură, cam așa, dacă vrem să ținem neapărat de asta. Dar, repet, se vede după cum arată, ne spune. Întotdeauna când pregătim o rețetă, să știți că preparatul vorbește de la sine. Dacă ai o comunicare cu ingredientele pe care le folosești și faci cu foarte mult drag, cu siguranță se creează un dialog între tine și preparat și nu sunt nebun când spun asta, este o relație specială. De aceea, probabil, mulți au și ajuns la concluzia că în anumite restaurante unde sunt șefi dedicați sau în mănăstiri, mâncarea este specială. Da? Ăsta este secretul până la urmă. Relația noastră pe care o avem cu ingredientele pe care le folosim ca să obținem un produs cu tot ceea ce îi trebuie, care să transmită dragostea din dragostea noastră. E foarte important. Așa că mie spuneți mântănica când e gata, nu mai am nevoie de întrebări suplimentare. O să folosesc puțină sare și zeamă de lămâie, da?
Dacă pentru smântâna făcută din cajou n-am folosit înzeamă de lămâie pentru că am avut probioticul care va produce fermentația și o va duce la aciditatea pe care eu o doresc, de data aceasta ne trebuie zeamă de lămâie ca să accentuăm gustul. Da? Am întâlnit gospodine care m-au pus două linguri de zeamă de varză sau zeamă de corcoduș sau ne putem juca, da? Ne putem juca după gustul pe care îl avem și după cum știm că membrii familiei noastre apreciază până la urmă. Da? Dar trebuie foarte multă atenție când o să gătim cu smântâna asta, să nu uităm că ea conține sare și conține zeamă de lămâie, da? Să nu punem din două părți, că e păcăleala asta de foarte multe ori, uităm de ce pune și combinăm patru ingrediente și apoi mâncarea e foarte sărată sau este foarte acră. Trebuie să fim atenți, să nu le încurcăm. Consistența, așa, din câte o văd eu după ochi, este foarte bună. Da, smântâna are, o să vedeți când o turnă, are consistența pe care eu o doresc, da? Este superbă. Smântâna este gata, se mai poate fixa gustul, dar eu din ce știu că am pus, în principiu treaba e foarte bună. Ea are gustul pe care eu mi-l doresc, consistența, este cremoasă, e nutritivă. Eu o recomand servită și la micul dejun. Pe mie, de exemplu, îmi place la micul dejun să îmi fac pe croton de pâine făcută din secară, fără drojdie, cu multe semințe, să pun un pat de microplantule, un ou poșat și o lingură de smântână de orez în cazul acesta. Și e un mic dejun care are undeva la 300 de calorii, îți dă energia de care ai nevoie să începi ziua și culmea e foarte sănătos. Da? Nu are colesterol, nu se asimilează, treaba este bună, digestia este la fel foarte bună pentru că se dezvoltă probiotic înăuntru, prin faptul că va sta și ea 12 ore, tot așa, la temperatură controlată. Se poate drege ciorbă cu ea, se pot face sosuri, de toate. Se poate folosi în checuri, în tot ce ne dorim. Da, vă mulțumesc! Mulțumim ție, Hristoase Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.